Și în acest an, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove va aduce focul haric de la Ierusalim. Se va întâmpla în Sâmbăta Mare din Săptămâna Patimilor. Mitropolia anunță că organizează sub egida și cu participarea Mitropolitului Vladimir în Săptămâna Patimilor un binecuvântat pelerinaj în Țara Sfântă și de a prelua focul haric. Astfel, procesiunea întâmpinării Sfintei Lumini și întoarcerea în Moldova este planificată în Sâmbăta Mare pe 4 mai. Tradițional, sâmbătă seara, în ajun de Paști, focul haric va fi adus la Catedrala Metropolitană, nașterea Domnului din capitală. Lumina Sfântă este împărțită preoților și credincioșilor care o răspândesc în întreaga țară. Creștinii ortodoxi sărbătoresc Paștile în acest an pe 5 mai.